Pentru a este Genia și bine ați venit pe canalul meu. În sfârșit m-am întors. Îmi pare rău că am lipsit de pe YouTube. Din păcate, după 10 ani m-am despărțit de prietenul meu. Asta este, mergem înainte. Important este să fim strong noi și asta este. Astăzi vreau să încep o serie așa, bum, 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 și anume, o să ascult poveștile voastre în direct, adică eu v-am rugat pe voi pe Instagram, pe Facebook să-mi trimiteți niște vocaluri, niște audio cu întâmplări din viața voastră. Astăzi tema este am uitat. Am să vă rog să continuați să-mi trimiteți vocaluri, audio, nu știu cum să numesc, să-mi trimiteți pe Facebook. Eu pe Facebook sunt Eana Janina, apare pe aici pe undeva scris. Îmi trimiteți, următorul clip o să fie Friend Zone, să-mi povestiți ce vi s-a întâmplat vouă într-o relație din asta în care erați îndrăgostiți voi și celălalt. Nu. Hai să începem. Am să încep în a vă povesti eu o întâmplare de-a mea, care nu este chiar drăguță, dar m-am gândit să o povestesc, poate nu se mai întâmplă și la altcineva. Eu am uitat să dau să mănânce la papagali. Aveam copii micuți, cred că aveau, Matea avea mai puțin de un an, și le-am cumpărat doi papagali albi. Foarte drăguți. Mă ocupam de ei, le dădeam, doar că eu munceam în fiecare zi, aveam un magazin și eram foarte ocupată. De câte ori ajungeam acasă, uitam să le cumpăr de mâncare. Și s-a întâmplat că am uitat azi, am uitat mâine și a treia zi, am găsit papagali mari. Sunt o asasină! Nu știu cum am putut să fac așa ceva, că am găsit papagali pur și simplu morți. Îmi pare nespus de rău pentru chestia asta. A fost o traumă. O traumă, pentru că nu pot să-mi dau seama cum am putut să fac așa ceva, să omor două animale nevinovate. Vă rog, vă rog, fiți atenți, fiți atenți, pentru că se poate întâmpla. Și haideți să începem în a asculta, o să mă dau mai aproape ca să auzim ca lumea, în a asculta audiurile, vocalurile voastre. Spuneți-mi în info box cum se spune când ai un audio din ăsta pe WhatsApp, ca să mai mă specializez și eu în cuvintele astea noi românești. Hai să vedem. Prima este Irina. Dacă nu vreți să vă spun numele, nu-i nicio problemă, că tot ok. Hai să vedem, hai să dăm tare. Că eu nu am ascultat aceste vocaluri până acum, pentru că vreau să vă reacția mea în clip. Întâmplat exact acum 5 zile, recent, am ajuns la servici, am parcat mașina în parcare în fața barului, am intrat la pizzerie, mi-am făcut treaba, am terminat seara și m-am dus să iau mașina. Acum am avut pur și simplu, m-am învârtit prin toată parcarea, am dat ocol de, cred că 10 ori, pe bulevard. Nu puteam să-mi aduc aminte unde am pus mașina. A trebuit să mă așez pe o bâncuță și am stat, mi-am fumat o țigară și ca să-mi aduc aminte de mașină. Deci da, am uitat unde am parcat mașina, uitat de mașina. Mi s-a întâmplat și mie de 11.000 de ori chestia asta. Pentru că eu fac lucrurile fără să mă gândesc întotdeauna și cred că am uitat un milion de ori unde am parcat mașina și tot la fel, mă așez jos și zic, hai să reflect, să vedem unde naibii am pus mașina. Și apoi mi-aduc chiar aminte unde am pus-o. Haideți să vedem următorul audio.
următorul vocal. Ok, următorul este a unui băiat care îi mulțumesc din suflet. Hai să ascultăm. Eu aveam acasă un aragaz electric și s-a prindea imediat, n-avea nicio problemă. Și am uitat cum se folosește aragazul normal și acum stau în chirie și l-am aprins, m-am chinuit și am doctoricit eu niște ardei umpluți, pe care în general îi puneam microunde, din cea la electric nu mai foloseam. Și am uitat să folosesc aragazul, am uitat să încălzesc mâncarea și am mâncat o clocitură rece, sleită, pe care a trebuit să o pisez într-un fel de pireu cu tocan, cu carne tocată, cu ce mai era, erau și urme roșii, nu cred că era făcut oricum carnea bine. Am făcut un terci, l-am încălzit de 3 ori și l-am mâncat rece. Și jumate am vărsat în ghenă. Dar nu am uitat să pun resturile alimentare într-o pungă de plastic pe care a legat-o la gură. Sunetul când a făcut impact cu podeaua la ghenă o să rămână cu mine toată viața. Nu am să-l uit. Stai liniștit că se întâmplă și mie chestiile astea. Sunt. Eu pare că, fiindcă mă ocup de diete și astea, pare că sunt mare bucătar în bucătărie, dar fac niște dezastru că nu aveți idee voi. Știți de câte ori arunc mâncarea arsă, mâncarea... Mulțumim! Hai să vedem următorul. Următoarea este o fată foarte drăguță, Alessia Maria, și haideți să ascultăm ce ne-a trimis. Ia să vedem. Bună, Janina, ce faci? Vreau să povestesc ceva. Eram într-o zi și eu stau într-o casă și eram, aveam maxim 8 ani și eu am avut o cheie și eu eram mai plecată la muncă și era închisă cheia. Cu cheia, închideam cu cheia în casă. Și m-am dus să beau niște apă. Și m-am dus să beau apă, am avut cheia și am pus-o în congelator. Și când a venit mamea acasă, mamea a stat-o aproape 2 ore și a stat-o aproape o zi întreagă afară. Din casă și sper că mi-am vrut să mănânc o înghețată, poate am văzut, am zis cheia. Asta este aventura mea. Mulțumim! Asta-i numele! Alessia Maria. AMD. Chestia cu cheia mi s-a întâmplat și mie odată. Hai că o să am de povestit eu o grămadă astăzi. O aveam pe Rusela micuță, avea mai puțin de un an, cred. Și am ieșit în fața ușii, să ținea mereu după mine, oriunde mă duceam eu ea. Am ieșit în fața ușii să pun gunoiul și ni s-a închis ușa în spate. Adică eu eram în papuci, fata ca de casă, am două îmbrăcate de casă, fără telefon, fără nimic. Vecinii nu-i cunoșteam, că aici în Italia nu prea te cunoști cu vecinii. Și vă dați seama, am luat fata și m-am dus la un centru comercial lângă noi și am stat o zi întreagă până seara când a venit soțul meu de la muncă. A fost o crimă și o pedeapsă. A stat 6 ore, dacă nu și mai bine, pe bancă în centru comercial. Haideți mai departe. Am aici un vocal de la Bianca Berinde. Bianca Berinde. Pe care eu o pupăcesc și o ador și îi urez multă sănătate, îi urez să fie fericită pentru că s-a căsătorit. Și haideți să ascultăm ce ne-a povestit Biancuța. Hai să spun și eu un clip de voce sau cum se spune în română, că nici eu nu știu. Păi, mi-am închis și o poveste în care am uitat ceva. La 14 ani am mers la bunici, oricum eu mergeam foarte des la bunici. Și bunica făcea de mâncare și vreau să-mi fac și eu pe micuța. Și s-a ajuns și eu cu ceva și am zis, mă lași pe mine să fac desertul, da. Și nefăcând până atunci niciodată de mâncare, am zis că hai să fac și eu seram de biscuiți, că mama făcea în fiecare sâmbătă seram de biscuiți. Și normal, o vedeam acolo. Cum face seram de biscuiți, era logic să știu să fac seram de biscuiți. Precizez că până atunci niciodată n-am făcut nimic de mâncare, nimic. Și mai ales ceva dulce.
mă apuc eu să fac creamă de biscuiți, îmi dă bunica toate ingredientele și nu o las să facă nimic, deci fac eu tot, îi cer ingredientele, mă pun să sparg biscuiții, fac salamul propriu-zis, îl pun în staniol, sau nu mai știu ce nu am pus în pungă, tăiată, îl lăsăm la răcit, pe când spre seara ajunse și mama și eu eram acolo de câteva zile. Și ne punem și să gustăm salamul de biscuiți, pe când îl gustăm și noi, ghice. Am uitat să pun zahăr. Deci am pus tot. Am pus esențele rom, am pus, ce știu eu, toate ingredientele care am nevoie și n-am pus zahăr. Primul meu salam de biscuiți fără zahăr. Deci e clar. Chiar că am uitat ceva foarte esențial. Zahărul, vă dați seama că avea gust numai de biscuiți salamul ăla. Mulțumim lui Bianca, o să vă las în info box link-urile la canalurile, la fetele care mi-au trimis audio. Haideți să trecem mai departe. Te pup, Bianca. O avem aici pe Grăsuța, care și ea ne-a trimis un vocal. Grăsuța, o să vă las link-ul în info box al canalului ei. Să zic o întâmplare care Mordea. Mi s-a întâmplat. Întâmplare care mi s-a întâmplat. M-a vorbit Grăsuța. Așa, vorbește Grăsuța, când aveam 19 ani, am cunoscut și eu un băiețel. Yeah. Era super, super drăguț și că ne-am combinat noi. Bine, combinat în sensul că am ieșit la întâlnire, ne-am pupăcit. A doua zi primesc un telefon de la maică mea că să vin în Italia, să mă duc la ea. Am uitat și de băiat și de prieteni și de toate, deci în următoarele două zile mi-am cumpărat tot ce aveam nevoie și să plec în Italia. Am stat 2 ani de zile și când mă întorc înapoi, m-am dus la un internet cafea, la un internet cafe pentru că eu înainte jucam Counter-Strike. Și cum mă jucam eu acolo, apare la un moment dat un băiat super, super drăguț, stai mea și mă uitam așa la el și la un moment dat îmi face, vai, Dana, ce faci? Mă pupă pe stânga, pe dreapta. Bine, mă pup pe obraz, nu pe gură. Eu stau, mă uit la dânsul, de unde să-l iau, de unde să nu-l iau, nu-l recunoșteam absolut deloc, deloc, deloc. Stăm, vorbim, vreo jumătate de oră, 40 de minute, o oră. Și după îmi aduc aminte că de fapt era băiatul care am ieșit la întâlnire cu el acum 2 ani de zile, dar pur și simplu, un an de zile, o oră cât am stat de vorbă cu el, nu știam de unde să-l iau. Stăteam și mă uitam, băi, cine e băiatul ăsta? Dar nu puteam nici să zic, auzi, vezi că eu nu te cunosc, de unde ești, cine ești, pentru că era așa de drăguț, l-am lăsat să vorbească acolo. Deci, da, asta a fost întâmplarea mea amuzantă și când am uitat de un fost prieten. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată așa ceva, dar da, a fost super amuzant. Ok, sper să-ți placă. Te-am pupat, pa! Mulțumesc lui Elena. Grăsuța, vă duceți, găsiți link-ul în info box. Da, Elena, mi s-a întâmplat și mie că să mă întâlnesc cu unul după mulți ani și să-mi spună, nu mai ți-aduce aminte că am fost prieteni, am ieșit de vreo 3 ori și eu nu reușeam să-mi aduc aminte absolut deloc de fața lui, cine era, de unde era. Tu ce mai râs? O avem și pe Alexa, pe Alexica mea, eu așa am pe telefon, Alexica mea. Găsiți canalul ei și în info box. Hai să ascultăm ce ne-a spus Alex. Întâmplarea pe care o să o auziți acum s-a întâmplat undeva în 2000 și venind de la școală, fiind singură acasă, m-am gândit eu să-mi fac niște cartofi prăjiți. Așa cum am apucat să-i curăț, să-i tai, să-i pun la prăjit și între timp am gândit să-mi fac și temele. M-am dus la mine în cameră timp de vreo 2 ore și mi-am amintit că am uitat cartofii pe foc. Când m-am întors în bucătărie și am deschis ușa, am văzut că pur și simplu totul era negru, luase foc cartofii, tot. Primul lucru la care m-am gândit a fost să torn apă peste cartofi și vă dați seama ce a ieșit. Geamul și perdeaua fiind în aragaz, a luat foc perdeaua, s-a fumat tavanul și pereții. Uitați ce am uitat eu, să am grijă de cartofi. Mulțumim, Ale! Să vă povestesc și eu ce mi s-a întâmplat aceeași chestie. Venisem abia în Italia, găsisem un serviciu la o familie să lucrez fix
Și cucoana aia mi-a zis că să fac un pui prăjit. Și eu eram varză cu bucătăria, bar n-aveam eu cu mâncărurile. Și mă spusese mama că trebuie să pui și un pic, da. Na, în puiul ăla, ca să coacă mai bine. Și eu n-am pus mai mult, am pus puțin și a început să sară uleiul ăla de... i-a stropit pereții lui aia de ulei toată bucătăria și pe jos am spălat 3 ore și când a venit cu coana acasă m-a distrus. Nu știi tare, nu faci nimic. A trebuit să cheme zidarul să vărăiască pereții. Vraiște, vraiște, vraiște. Ultimul vocal pe care o să-l ascultăm, că altfel clipul ăsta o să se facă de 3 ore și nu vreau să vă plictisesc, este a lui Nicole. Găsiți canalul ei în infobox și haideți să ascultăm întâmplarea lui Nicole. Ani, acum mi-am amintit de o întâmplare, apropo de uitat, eu nu prea uit chestii, dar mi-am amintit de o întâmplare petrecută unde eu am fost uitată. Adică înainte când stăteai până la ora 4 la grădi, mi-am dorit și eu foarte, foarte, foarte mult, mi-am dorit să mă ia și pe mine unul din părinți la ora 12, înainte de somn, de să nu rămân acolo să dorm până la ora 4. Și tata îmi promisese cu o zi înainte că o să vină să mă ia și a fost foarte funny pentru restul, pentru mine a fost o traumă, pentru că n-a venit să mă ia nimeni la 12 și eu tot insistam că eu nu merg la culcare și că eu aștept și am așteptat, am adormit cu capul pe mesele de mâncat să vină în final să mă ia cineva și tot nu m-a luat nimeni. Și până la urmă educatoarele, când a venit tata la ora 4, m-au făcut mincinoasă și în toate felurile și eu de fapt știam că mi-a fost promis că vine să mă ia. De fapt, uitase tata să vină să mă ia și așa mai departe. Și eu am fost uitată la grădiniță. Dar eu am fost total uitată pentru că mama i-a zis lui tata să mă ia, tata a uitat și mama s-a trezit cu doamna educatoare la poartă cu mine de mână pentru că a trecut, s-a făcuse ora 6 și nu venise nimeni să mă ia de la grădiniță și doamna învățătoare, dacă a văzut așa, m-a luat de mână și m-a dus până acasă pentru că mama când s-a trezit cu mine și cu educatoarea și eu că m-a lăsat la grădiniță, m-ați uitat acolo. Astea au fost clipurile. Asta a fost videoul de astăzi. Sper că vă place. Vă rog din suflet să dați un like, să dați un share pentru că sunt foarte distractive. E mișto să asculți poveștile voastre și vreau să intrați în casă la mine aici, să facem clipurile împreună, că e mai mișto când sunt interactive așa. Nu uitați să-mi trimiteți următoarele vocaluri. Tema este Friend Zone. Adică povestiți-mi o întâmplare în care voi erați îndrăgostiți și celălalt nu era. Ce s-a întâmplat? Povestiți-ne. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style.